Altminteri, prezența militară rusă în regiunea transnistreană sigur că este un factor de risc în condițiile războiului prelungit din Ucraina. Prezența acestor unități militare și a munițiilor de la Colbasna, a stocurilor de muniții de la Colbasna, în niciun caz nu este un factor care să conducă la mai multă securitate în regiune, dimpotrivă, creează o stare de alarmă, o stare de temere, o stare de tensiune. Iar legat de ideea alipirii regiunii transnistrene la Federația Rusă, repet, nu este o temă de actualitate. Nici chiar politicienii ruși nu toți împărtășesc acest punct de vedere și nici nu toți cei de la Tiraspol, mai ales populația regiunii care, vă asigur, își dorește un singur lucru, o viață normală,